Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Ziua europeană a panglicii negre comemorată la Câmpul Lung. Expoziție comemorativă la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung. Alexandru Pelici a părăsit formația de la Mioveni. Ploile abundente de la începutul săptămânii au adus cu ele inundații în mai multe localități din județul Argeș. Pompierii au fost solicitați să intervină atât pentru evacuarea apei din curțile oamenilor, cât și pentru inundarea unor hale și a unui garaj. În plus, administrația bazinală de apă Argeș-Vedea a anunțat că există risc de inundații locale și de creșterea debitului unor râuri din cauza scurgerilor de pe versanți. Dacă în urmă cu o săptămână ne plângeam de secetă după ce terenurile agricole au început să se crape din lipsa apei, acum că au venit ploile, avem inundații. Capriciile vremii aduc probleme indiferent de situație. Luni a plouat torențial mai multe ore. Atât în Pitești cât și în alte localități a fost necesară intervenția pompierilor după ce drumurile sau curțile au fost inundate. În urma ploilor abundente, pompierii au fost solicitați să intervină în următoarele zone. La Ștefănești au avut loc 5 intervenții pentru evacuarea apei din curțile cetățenilor, în comuna Stâlpeni au fost necesare 3 intervenții pentru evacuarea apei din curțile cetățenilor, în localitatea Dârmănești au fost inundate o curte și o hală, în Pitești militarii au intervenit la o inundație la un garaj și la Clucereasa la o inundație de hală. Riscul de inundații nu a trecut și în următoarele 2 zile meteorologii au anunțat ploi abundente și intensificări de vânt. Caz șocant petrecut luni într-un bloc din cartierul Traian din Pitești. Un bărbat a fost înjunghiat de dama de companie de la care tocmai pleca. Incidentul a avut loc după ce clientul a refuzat să plătească, din cauza că era nemulțumit de prestație. Bărbatul nu a apucat să iasă din scară, fiind tăiat și de soțul femeii, cel care îi asigura protecția. Clientul a murit după câteva ore la spital. Luni, o femeie a sunat la 112 și a sesizat că se aud țipete în scara blocului. Polițiștii secției 3, Poliție Pitești, au mers în zonă și au găsit un bărbat plin de sânge prăbușit pe banca din fața scării. În apropierea lui, un alt bărbat încerca să-i acorde primul ajutor. Totul în jur era plin de sânge, iar victima avea mai multe tăieturi. Era în stare de inconștiență. După urmele de la fața locului, era evident că avusese loc o luptă pe viață și pe moarte. Un bărbat de 57 de ani din Curtea de Argeș a citit un anunț și a mers la Pitești la o damă de companie. Se pare că tânăra nu a reușit să-l satisfacă. Supărat, clientul și-a luat banii înapoi și a plecat. Femeia nu a vrut să renunțe, a luat un cuțit, a fugit după el pe scara blocului și l-a atacat. Bărbatul s-a luptat cu tânăra, dar cu toate acestea a fost tăiat de mai multe ori. În scurt timp a apărut un individ care de asemenea l-a înjunghiat. Acesta era soțul damei de companie care se afla în zonă, gata să intervină în caz de nevoie. Strigătele din scară au fost auzite de vecini și a fost alertată poliția. Când au sosit oamenii legii, soțul damei de companie era cel de lângă victimă și încerca să-i acorde primul ajutor. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Era deja în comă. Pacientul a venit și este în continuare în stare critică. Are multiple plăgi înjunghiate, dintre care cea mai importantă la nivelul toracelui și multiple plăgi la nivelul membrelor, unele dintre ele cu leziuni vasculare importante. Este în curs de stabilizare la UPU. Am terminat la momentul ăsta investigația lui și ne pregătim să ducem în terapie intensivă în vederea intervenției chirurgicale. Prognosticul?
rezervat. Polițiștii i-au dus la audieri pe cei doi vinovați care au fost acuzați de tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Polițiștii argeșeni au fost sesizați prin serviciul apeluri de urgență 112 cu privire la o posibilă stare conflictuală petrecută la un imobil de tip bloc de locuințe din Pitești. În urma deplasării în mod operativ la fața locului, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Pitești au identificat și două persoane bănuite de săvârșirea faptei, precum și victima care prezenta leziuni multiple. Ca urmare a celor constatate inițial, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, cercetările fiind preluate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. La câteva ore, bărbatul înjunghiat a decedat în secția ATI. Cei doi au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru 24 de ore sub acuzația de omor. Cu ocazia Zilei Europene a Panglicii Negre, la Câmpul Lung a fost organizat un simpozion dedicat victimelor câmpulungene ale nazismului și comunismului. Evenimentul s-a desfășurat în curtea vilei Cocuța, vilă pe al cărei zid dinspre stradă au fost montate mai multe plăcuțe care amintesc de acești eroi. În curtea vilei Cocuța, de pe strada Lascăr Catargiu din Câmpul Lung, Radu Petrescu Mușcel, coordonatorul Centrului de Cercetări Istorice, preotul Gheorghe Icotenescu, a organizat un simpozion dedicat comemorării victimelor câmpulungene ale nazismului și comunismului. 23 august este declarată și Ziua Europeană a Panglicii Negre. Manifestarea cultural-istorică de la Câmpul Lung Mușcel comemorează 83 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial prin atacarea Poloniei de către Germania și URSS în baza prevederilor anexei secrete la pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la Moscova pe 23 august 1939 în prezența lui Stalin. Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire oficiată de preoții Ciprian Dragomir și Dan Obrocea. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, celor ce se pomenesc acum, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Suntem plăcut impresionați de faptul că ați binevoit să onorați această modestă, să spunem, manifestare cultural-istorică dedicată unei sărbători internaționale. Este vorba de Ziua Europeană a Panglicii Negre. Eu m-am îmbrăcat în negru ca să respect oarecum. Plăcile memoriale sunt marcate cu o panglică neagră. E vorba de din anul 2008, consfințită printr-o hotărâre a Parlamentului European la nivelul Uniunii Europene, intrată și în calendarul național al Statelor Unite, al Canadei, Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Nazismului și Stalinismului. Este vorba de o zi care pentru români, să spunem, 23 august, este legat de anul 1944, când România întoarce armele, iese din alianța cu Germania nazistă și se alătură aliaților tradiționali din primul război mondial. E vorba de Anglia, de Franța, ulterior intrase în război și Statele Unite, și de Uniunea Sovietică, noul aliat, cel care a suferit, de fapt, marele șoc al campaniei armatei Germaniei naziste, așa numită Operațiune Barbarossa. La 23 august 1939, spre surprinderea comunității internaționale între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, deci două țări cu regimuri totalitare, unul de dreapta, nazismul, cealaltă de stânga, ideologia comunistă, cea veche bolșevică, are loc o înțelegere care oficial este un tratat de neagresiune, în sensul că nu se atacă reciproc, dar are și anexă secretă care prevede practic împărțirea Europei în sfere de influență.
Cu acest prilej au fost citite mesajele de susținere și felicitare primite din partea unor instituții publice laice și religioase din România și din străinătate. Mai multe mesaje instituționale, Ambasada Republicii Polone. Stimate doamne, stimați domni, vă mulțumim pentru invitația de a participa la comemorarea Zilei Panglicii Negre. Din păcate, din motive care țin de agenda diplomatică, Ambasada Republicii Polone la București nu poate fi reprezentată la conferința din 23 august 2022. În această zi de comemorare a victimelor regimurilor totalitare, gândurile noastre se îndreaptă către cei care au murit pe fronturi, în lagăre, în pușcării, dar și către familiile lor, supraviețuitori, ale căror vieți au fost afectate de teroarea fascistă ori comunistă. În pofida timpului trecut de atunci, sarcina noastră este să păstrăm memoria vie și necontestată a acestui capitol întunecat al istoriei. Consilierul pe probleme de învățământ și tineret al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, preotul Dan Obrocea, a citit mesajul transmis de înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic. Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului, cunoscută drept Ziua Panglicii Negre în unele țări, este marcată anual la data de 23 august. Este o zi internațională în memoria victimelor regimurilor totalitare, în special a stalinismului, a comunismului, a nazismului și a fascismului, simbolizând respingerea extremismului, intoleranței și opresiunii. Ziua de comemorare a avut originea în protestele organizate în orașele occidentale împotriva crimelor și ocupației sovietice în anii 1980, inițiate de refugiați canadieni din țările ocupate de Uniunea Sovietică. Protestele au culminat cu formarea lanțului Baltic, când 2 milioane de oameni și-au dat mâna pe parcursul a peste 600 de kilometri de-a lungul Estoniei, Letoniei și Lituaniei în 1989 pentru a marca solidaritatea în lupta pentru independență față de Uniunea Sovietică. Organizatorii au în vedere importanța unor decizii vitale mai mult sau mai puțin cunoscute din istoria recentă a României și a continentului european, care au afectat 10 de milioane de oameni și popoare întregi. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung are în această săptămână deschisă o expoziție de carte ce poartă semnătura poetului pașoptist Dimitrie Bolintineanu. Expoziția este un omagiu la împlinirea 150 de ani de la moartea scriitorului. La 150 de ani de la moartea scriitorului Dimitrie Bolintineanu, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung îi dedică poetului revoluționar o expoziție de carte. Volumele scriitorului publicate în mai multe ediții și apărute în decursul a peste 40 de ani au fost expuse pentru a fi cercetate de către vizitatori. În această săptămână, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung organizează expoziția de publicații dedicată comemorării a 150 de ani de la moartea istoricului și poetului pașoptist Dimitrie Bolintineanu. Acesta a născut pe 14 ianuarie 1819 la Bolintinul din Vale. S-a remarcat drept poet, dar și diplomat român, ministru de externe și revoluționar, participând la Revoluția de la 1848, la origine fiind aromân. Dimitrie Bolintineanu și-a început activitatea ca și copist la Secretariatul de Stat din 1841, iar apoi a fost avansat în 1843 capitar, fiind cel care s-a ocupat cu aprovizionarea curții domnești cu pâine. Debutul literar îl are în anul 1843, când publică poemul O fată tânără pe patul morții, poem care este elogiat de către Ion Heliade Rădulescu. Astfel este cooptat în societățile literare Frăția și Asociația Literară și cu această ocazie obține o bursă la Paris, unde studiază la cursurile lui Jules Michelet și al lui Edgar Quinet, cursul la care descoperă aspirațiile revoluționare ale românilor din Paris și din țara românească și la 1848 va fi trimis în țară pentru a lua legătura cu revoluționarii români. Continuă să lucreze în literatură, fiind alături de Cezar Bolia și Nicolae Bălcescu la Poporul Suveran, un periodic care apărea regulat, iar după întoarcerea de la Paris în 1859 sub Alexandru Ioan Cuza devine ministru de externe, culte și al instrucțiunii publice și va fi unul dintre cei care va contribui la înființarea primelor școli pentru românii macedoneni. Printre primele volume de poezii menționăm aici Plângerile României în 1870,
colaborarea la periodicul Românul al lui Radu Rossetti și datorită stării precare de sănătate va muri pe 20 august 1872 la București. Creația sa literară însă s-a remarcat prin volumele legendei istorice, Florile Bosforului, volumul de proză Basme, epopeile sale create, prin care menționăm Traianida, dramaturgia în care amintim Mihai condamnat la moarte, romanele Manuel Elena, colecția de satire și fabule, dar și o serie de alte publicații, precum Viața lui Cuza Vodă. Dimitrie Bolintinean rămânând dintre scriitorii remarcabili ai literaturii române. Dimitrie Bolintinanu rămâne un deschizător de drumuri în poezia modernă, dar și un mare patriot prin participarea sa activă la Revoluția din 1848. Obștea monahală de la Schitul Brătășești s-a bucurat de prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a scos în evidență frumusețea picturii și interiorul bisericii, care a fost recent restaurat. În duminica a 10-a după Rusalii, obștea monahală de la Schitul Brătășești s-a bucurat de prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit cu această ocazie, ierarhul argeșan a făcut o scurtă tâlcuire a Evangheliei din această duminică și a evidențiat frumusețea picturii din interiorul bisericii restaurate recent. Diavol înseamnă, în traducere, cel care îi desparte. Cel care desparte pe om de Dumnezeu. El își ia ajutoare. De unde credeți că își ia ajutoare? Dintre noi. Cu ce lucrează diavol? Cu omul rău, cu omul mândru și cu omul neiertător. Bietul părinte, care avea copilul așa bolnav, l-a rugat pe Dumnezeu să-l vindece și el a rugat întâi pe ucenicii lui Iisus. Ei, s-au zis că n-au putut să-l vindece ucenicii și sigur că noi nu putem să vindecăm noi. Nu. Vindecă Dumnezeu totdeauna. Dar ucenicii n-au putut să-l vindece pentru că ei credeau că au ei puterii de la sine. Chiar biserica asta atât de frumoasă, că îi spuneam părintelui Pictor, că aici avem un pictor la slujbă la noi în biserică. Aici ești, face slujbă săracul, dar el e pictor, pictează foarte bine și am spus, domnule, poate că te uiți bine la sfinții aceștia pe pereți, că sunt foarte frumos pictați. Aceștia sunt românii noștri, să știți. Pictorii de obicei pictează din obștea creștină. Pe Maica Domnului pictează femeia creștină. Sfinții toți care sunt aici sunt strămoșii noștri, să știți. Sigur că sunt Sfântul Gheorghe, Sfântul Cutare, dar ei, când îl pictează Sfânt Român, îl românizează. Pictura aceasta extraordinară, făcută de ucenicii lui Sfântul Pafnute Pârvuzugravu. Extraordinar, este o biserică minunată, model, vai de mine, din 1800. Episcopul Iosif I, săracul, el a făcut așa o bijuterie. Uitați-vă, iubiți credincioși, ce catapeteasmă frumoasă aici. Am trimis și s-a restaurat catapeteasma. S-a restaurat la Suceava, în Moldova. Acolo de meșteri foarte mari. Ia uite ce frumusețe, ce gingășie, ce pictură valoroasă, lemn tratat, făcut frumos. Aflat în cătunul Florien din satul Brătești, comuna Albești, schitul are hramurile Sfinții Serghie și Vah și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Actuala biserică a fost sfințită la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către preasfințitul părinte Iosif, întâiul episcop al Argeșului. Aceasta a fost ridicată pe moșia boierului Ioan Vâlsănescu de arhimandritul Partenie, stareț al mănăstirii Argeșului. După reforma lui Cuza în 1864, moșiile schitului Brătășești au trecut în averea statului și schitul a rămas fără posibilități de întreținere. În anul 1920, prin decret regal, a fost subordonat mănăstirii Robaia. În anul 1959, prin decretul 410, a fost desființat, biserica devenind lăcaș de mir pentru locuitorii din Brătești.
Abia în anul 1998, vechiul schit redevine așezământ monahal ca metoc al mănăstirii Robaia. În anul 2016 s-a aprobat în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca schitul Brătășești să fie autonom, împlinind astfel dorința întâiului ctitor la 281 de ani de la actul de fondare. Clubul din Mioveni s-a despărțit de antrenorul cu care a reușit promovarea în prima ligă și s-a menținut încă un sezon. Despărțirea de Alexandru Pelici a fost anunțată de CS Mioveni printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul clubului. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al clubului CS Mioveni este anunțată despărțirea de antrenorul Alexandru Pelici. Cităm. Clubul nostru s-a despărțit pe calea amiabilă de antrenorul echipei de fotbal Alexandru Pelici. Decizia a fost luată de comun acord în urma analizei începutului de campionat. S-a ajuns astfel la concluzia că este nevoie de o schimbare la echipă pentru a ieși din această situație dificilă. Mulțumim pe această cale antrenorului Alexandru Pelici, care timp de aproape 2 ani a reușit o promovare spectaculoasă, cât și o menținere în Liga 1 în anul precedent, rezultate notabile pentru clubul nostru. Urăm succes atât omului Pelici, care rămâne un apropiat al clubului nostru, cât și antrenorului Pelici în activitatea următoare. Conducerea clubului se află în tratative pentru aducerea unui nou antrenor, numele acestuia urmând a fi anunțat în perioada următoare. Am încheiat citatul. Potrivit unor surse din presa sportivă, deși clubul nu a anunțat oficial, noul antrenor al galben-verzilor va fi Flavius Stoican. Competiția knockout-urilor a debutat duminică 21 august în județul Dâmbovița cu meciuri care mai de care mai atractive. La Tătărani s-a disputat probabil cel mai spectaculos joc al fazei inaugurale, câștigătoarea dintre ASEMAL-ul cu Flor și Voința Tătărani, fiind decisă în urma loviturilor de departajare. Faza inaugurală a Cupei României în fotbalul dâmbovițean a produs multe jocuri atractive, cu răsturnări de scor, multe goluri și spectacol fotbalistic în adevăratul sens al cuvântului. O astfel de partidă viu disputată a avut loc pe stadionul din Tătărani, unde gazdele de la Voința și AS Malu cu Flori au mers cap la cap pe durata 120 de minute, fiind nevoie de executarea loviturilor de departajare pentru stabilirea echipei care merge mai departe. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 5-5. Deși activează într-o ligă inferioară, echipa din Malu cu Flori, condusă din teren de fostul jucător al Mușcelului, Cristian Anghelina, a dat o replică dârză echipei din Tătărani, în cele două reprize de prelungiri, fiecare echipă reușind să mai înscrie de câte două ori. Scorul final a fost 7-7 și a fost nevoie de lovituri de la punctul cu var pentru departajarea celor două combatante. În final, Voința Tătărani s-a impus cu scorul de 11-10, iar Cristian Anghelina recunoștea cu sportivitate că echipa din Tătărani a avut nervi mai tari. Da, este un meci special, așa să zic, cum se întâmplă în Cupa României, cu jocuri prelungiri, cu penaltiuri, cu goluri dramatice, am egalat în prelungiri, am fost egalați în prelungiri, asta a fost, au fost mai inspirați decât noi la loviturile de departajare. Felicit echipa din Tătărani pentru dăruire, au muncit, felicitări pe mai departe. Primarul din Tătărani, Constantin Pătru, a declarat la finalul acestui joc care sunt obiectivele echipei. A fost un meci pe placul la toată lumea. Nu mă gândeam, 7-7 scor. Da, așa e, în cupă, deci se produc foarte multe surprize. Eu zic că una peste alta, meciul a fost plăcut la toată lumea. Scorul se duce Tătăranii mai departe, dar felicit echipa oaspete, care, deși e într-o ligă inferioară, deci a jucat extraordinar de bine. Noi suntem la început de drum acum, până am făcut niște transferuri, duminică în campionat, ne vom prezenta, deci... Ce obiectiv aveți pentru campionatul acesta? Vrem promovarea noastră. Vrem promovarea în Liga 4-a, să-mi vină toți jucătorii, am luat 3 jucători de la Văleni, am luat 2 jucători de la Voinești,
și sper să închegăm echipa ca lumea și probabil la echipa tehnică să mai umblăm un pic și să ne ajute Dumnezeu să promovăm în Liga 4. Caravana fotbalului dâmbovițean s-a pus deja în mișcare cu jocurile din cupă, dar și cu prima etapă din Liga a 4-a, iar la finalul acestei săptămâni sunt programate și meciurile din Liga a 5-a, respectiv Liga a 6-a. Conducerea fotbalului argeșan a decis data de începere a noului sezon din Liga a 4-a. De asemenea, la ultima ediție a Comitetului Executiv al AJF Argeș s-a decis obligativitatea în ceea ce privește echipele de juniori, după cum și folosirea unui junior pe toată durata jocurilor de Liga a 4-a. În data de 18 august, la sediul AJF Argeș, s-a desfășurat ședința Comitetului Executiv, în care s-au adoptat următoarele hotărâri. Termenul limită de înscriere pentru toate structurile sportive și toate competițiile este 26 august 2022. Structurile sportive participante în competiție la Liga a 4-a vor avea următoarele obligativități, începând cu sezonul 2022-2023. Încheierea unor relații contractuale cu un antrenor posesor de minim licență C. Înscrierea în competiție a unei echipe de juniori under 19 născuți după 1 ianuarie 2004. Prezența minimă a unui jucător under 19 născut după data de 1 ianuarie 2004 în teren pe toată durata desfășurării meciului. Prezentarea unui contract de închiriere, comodat sau folosință, privind posibilitatea folosirii unui teren omologat de către Comisia AJF Argeș. La solicitarea mai multor structuri sportive s-a aprobat ca data de începere a campionatului la Liga a 4-a să fie 3 septembrie 2022. Mâine avem din nou vreme instabilă în județul Argeș. Mai apare și soarele, dar sunt semnalate și precipitații. Temperaturile se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În nordul județului avem temperaturi de 24 de grade la Nucșoara și la Rucăr. 27 de grade se vor înregistra la Domnești și la Pietroșani. 28 de grade avem la Vlădești, dar și aici avem precipitații. De asemenea, precipitații se vor înregistra și la Câmpul Lung și temperaturi de până la 26 de grade Celsius. În sudul județului, de asemenea, avem precipitații, dar și câteva raze de soare și temperaturi de până la 29 de grade la Buzoiești, 31 de grade la Râca și la Ungheni. Vreme instabilă avem și la Pitești și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem vreme instabilă, dar temperaturile maxime vor atinge valori de până la 32 de grade. În nord se vor înregistra 24 de grade la Bărbulețu, 28 la Voinești. Iar în sudul județului avem 30 de grade la Petrești, 32 de grade la Răscăieți și la Corbii Mari. Vreme instabilă avem și la Târgoviște, avem și soare, dar apar și norii care vor aduce precipitații, iar termometrele vor indica valori de până la 30 de grade Celsius. La noapte cerul va fi noros la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 15-16 grade. Mâine din nou sunt așteptate precipitații la Câmpul Lung, iar temperaturile ating valori de până la 26 de grade Celsius. De asemenea, în următoarele două zile avem vreme instabilă, avem și soare, dar și ceva mai mulți nori, iar temperaturile se vor încadra între 26-27 de grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, vă invit să urmăriți emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară liniștită. La revedere!